La Nisporeni s-a desfășurat cea de-a doua ediție a concursului Chantozami. Acest concurs s-a bucurat de un număr mare de participanți, care și-au demonstrat capacitățile muzicale și au adus un preludiu limbii franceze. Unii participanți erau emoționați, alții încrezători. Să aflăm mai multe chiar de la ei. Mă bucur că ți-am venit aici și sunt foarte impresionată de talentele copiilor. Sper să câștigăm locul, dacă nu întâi, doi, măcar. E foarte frumos și îmi place. Sunt foarte impresionată. Așteptăm să vedem ce părere va avea jurilor și sperăm să fim pe un loc bun. Sunt destul de pregătit și sunt bravo. Despre acest concurs am o părere faină, deoarece aștept foarte multe de la acest concurs. Sper să mă clasez pe un loc și este frumos. Am o părere foarte bună, cred că merită și ei să se claseze pe un loc, deoarece îmi place mult cum au interpretat și au o voce extraordinar de frumoasă. Eu cred că este o oportunitate pentru fiecare de a ne descoperi noi talente și pe lângă acesta putem să studiem o limbă nouă, adică limba franceză. Toți sunt foarte talentați și au depus o muncă colosală pentru a participa la acest concurs și sunt sigură că vor fi apreciați pe măsură. Membrii juriului au îndemnat tinerii să participe la acest festival, care de fapt a fost o pistă de lansare în lumea muzicii pentru mulți artiști din Nisporeni. Scopul concursului Festival Chantozami ediția a doua este organizat la inițiativa Direcției de Învățământ și are drept scop promovarea copiilor talentați, în mod deosebit cei care cunosc limba franceză. Deci este un concurs care se desfășoară la nivel de raion și ulterior concurenții pot să participe și la etapă republicană. Așteptările sunt ca ei să-și prezinte ceea ce pot și să știți că când ei evoluează pe scenă, de fapt evoluăm și noi cu ei împreună, fiindcă avem niște emoții deosebite pentru prestația lor, pentru și totul trece prin sufletul nostru. Și eu sunt sigură că este un concurs prin care ei își formează anumite competențe scenice, competențe de aptitudini muzicale și este un concurs binevenit. Bineînțeles că și profesorii de limba franceză s-au implicat atât cât au putut și astfel așteaptă să-și vadă rezultatele muncii lor. Câteva detalii despre acest concurs ne-a oferit și doamna Carolina Andronache, profesoară de limba franceză. Scopul concursului este de a promova limba franceză. Anul acesta, fiind a doua ediție, deja sunt mai mulți participanți și asta bucură faptul și credem că din ce în ce mai mulți copii vor participa. Este știut că orice concurs are și câte un câștigător și astfel ei au fost clasificați după vârstă. 10, 13 ani, 14, 16 ani, 17, 18 ani. Câștigătorii concursului își vor primi premiile la Gala Laureaților, care va avea loc în luna mai. Acest concurs i-a îndemnat pe tineri să-și urmeze pasiunile, să le dezvolte, să se bucure și să-i lase și pe alții să le admire. Totodată, ei ne-au arătat și cât de frumos este să cânți într-o limbă străină. De aceea, trebuie prețuite, valorificate și învățate. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.